Dacia automobile fiind integral deținut de către Renault, deși și statul român are două implicații în acea fabrică. Odată o mică participațiune de acțiuni și alta prezența oamenilor cu umeri grei în acea firmă, atât când vine vorba de sindicate, de șefi de uzină, de oameni care lucrează în departamentele centralizate, fie că vorbim despre marketing sau directori, adică mai pe românește, securiști, pentru că, la fel ca multe alte business-uri locale, cum a fost BCR-ul și Petromul, privatizările acestea au fost făcute cu niște atenții, cu tot felul de șpăgi, cu participarea unor oameni care trebuiau să rămână în sistem. Țin minte când lucram într-o fostă corporație din 3 litere. Fun fact, cum se zice, pentru că filmez foarte multe mașini, v-ați dat deja seama de chestia asta, începusem să am o problemă cu partea organizatorică, cu calendarul, notările și așa mai departe și personal, cred că cea mai simplă metodă pentru mine este să fac print screen discuțiilor pe care le am cu voi, cu urmăritorii. Salutare, mă numesc Cutare, am o mașină model Cutare, vrei să o filmezi? Eu fac print screen la discuție, aia și de acolo începe conversația. Și am un folder cu aproape 500 de asemenea discuții. Periodic le mai șterg dacă am filmat mașina și păstrez conversația reală cu oamenii, de multe ori și telefonic. Dar cert este că la început nu făceam chestia asta. Și țin minte că prima mașină care i-am făcut prin screen, de fapt, prima discuție despre o mașină care i-am făcut prin screen, era un asemenea Renault Koleos, care se întâmpla într-o mesagerie pe LinkedIn cu un anume individ care deținea o asemenea mașină undeva, cred că acum 2 ani a fost, deci clar era o mașină puțin diferită de aceasta fiind pre-facelift. Însă am rămas cu gândul aia de atunci și nu mai știu ce s-a întâmplat. Am vorbit cu persoana, dar n-am reușit să ne mai sincronizăm. Însă iată că meandrele astea ale timpului s-au aliniat și acum am ajuns să filmez un asemenea model care reprezintă o alternativă interesantă pentru cei care vor niște mașini mari cu un preț cât de cât accesibil în acest segment. O mașină ieftină cu siguranță nu este, deoarece cea mai ieftină pleacă de la 42.500 de euro, însă evident că la acest segment vei vrea și niște opționale, așa că probabil vei alege nivelul superior de echipare, care e vreo 46.500 de euro și dacă te mai uiți un pic urât la el și mai pui acolo câteva dotări, vreo boxă, o trapă, niște plase de depozitare, vreun cui de tractare, s-ar putea să o rotunjești la preț de listă de 50.000. Nefiind un mild hybrid, maxim ce poți avea pe program Rabla, dacă s-o încadra, că s-ar putea să nu se încadreze, sincer, având în vedere că e o mașină mare, care sigur are niște emisii de carbon pe foaie cel puțin consistente, așa că e posibil să nu poți să reduci foarte mult din acest preț. Dar zic eu că pentru banii ăștia primești destul de multă mașină și la propriu și la figurat. Și este un caz interesant pentru că ne arată, știu, versatilitatea pe care Renault a avut-o, atât în partea de design cât și de colaborare. Pentru că mașina asta este fabricată în Coreea de Sud. Coreea de Nord nu există la modul real pe hartă din punct de vedere a ceva mai mult decât discuții despre sărăcie, regimuri totalitare și așa mai departe, dar acolo nu se produce nimic. Așa că în Coreea de Sud există această alianță Renault-Samsung, care de-a lungul timpului ne-a mai dat niște mașini interesante, cum ar fi de exemplu Fluence-ul, cum ar fi prima generație de Koleos, în general multe vehicule care se vând pe piața aia asiatică. Renault a știut să facă genul ăsta de alianțe, dovadă că în anii 60 a început cu fabrica de la Mioveni, respectiv alianța cu Dacia, și în final a ajuns să cumpere cu totul acea întrepriză, Dacia Automobile fiind integral deținut de către Renault, deși și statul român are două implicații în acea fabrică. Odată o mică participațiune de acțiuni, și alta prezența oamenilor cu umeri grei în acea firmă, atât când vine vorba de sindicate, de șefi de uzină, de oameni care lucrează în departamentele centralizate, fie că vorbim despre marketing sau directori, adică mai pe românește, securiști, pentru că, la fel ca multe alte business-uri locale, cum a fost BCR-ul și Petromul, privatizările acestea au fost făcute cu niște atenții, cu tot felul de șpăgi, cu participarea unor oameni care trebuiau să rămână în sistem. Țin minte când lucram într-o fostă corporație din 3 litere, că exista o persoană despre care se zvonea pe bună dreptate, care umeri grei, sânge albastru, ochi albaștri, respectiv că este securist. Și că de fapt este un informator al
sistemului serviciului de informații externe în cadrul acelei corporații. Și chestia asta cred că se întâmplă cam în orice firmă mare, pentru că aici nu vorbim despre o firmuliță care vinde mașini, care are dealership-uri, ci despre un concern industrial mare în care statul este implicat. Până la urmă, am putea să spunem civilizat că este o formă de lobby. Nimic de blamat în asta, că până la urmă, personal mă doare în cur despre aceste aspecte, doar le observ și cred că fie cum ar, oricum ar fi treaba, contează că există aceste mașini, că ele se vând, clienții le cumpără, asta este tot ceea ce contează. Restul este can-can, cum se spune, dar e frumos să observi aceste detalii. Și ce mai e de văzut este că, am mai zis-o, nu numai Renault a făcut chestia asta, ci în general toate mărcile franțuzești, au învățat să inoveze și au făcut foarte multe tipuri de mașini. Renault, printre altele, este inventatorul conceptului de caroserie hatchback. Au făcut tot felul de artificii tehnice, de exemplu pe Renault 16, care este primul hatchback, sau prima generație de Renault 5, aveau motorul și cutia de viteze montate invers, o chestiune care se întâmpla, de exemplu, și la mașini precum Citroenul DS, dacă mi-aduc bine aminte, în sensul în care la peretele de foc aveai motorul și cutia de viteze stătea în fața motorului și în felul acesta aveai un motor montat mult mai în spate decât au, de exemplu, BMW-urile moderne, despre care se spune că au niște motoare montate foarte în spate pe puntea față. Și în felul acesta puteai să ai o repartiție corectă a maselor, o parte de asta compactă de montaj, motoare longitudinale, dar cu tracțiune față, au făcut chestia asta înainte de Audi. Și, de exemplu, Renault 16 avea ampatamente diferite pe aceeași mașină pe fiecare laterală. Adică, un rând de roți pe o parte erau mai distanțate față de cealaltă parte. Asta pentru că folosea o suspensie pe bare de torsiune. Au inovat foarte mult când a venit vorba de motorizări, pentru că, de exemplu, Renault, și se aplică exact și la această mașină, își face motoarele diesel pe o bază de motoare pe benzină. Adică ia blocul de la o motorizare pe benzină, de obicei îl transformă din aluminiu în fontă ca să fie mai rezistent, adaugă o chiulasă specifică dieselului și astfel ai o parte comună a pieselor, o comunalitate, să o numim cum este în partea de limbă engleză. Și chestia asta înseamnă eficiență în producție. Și așa se face că Renault este unul din producătorii cu cele mai longevive familii de motoare, neschimbate câte 20-30 de ani. Seriile F de la Font, Cleon Alu, motoare care au devenit numite sau cunoscute de către pasionați sub forma acelor F3R, F4R, F4RT, variantele cu turbo, de pe acele Renault-uri Megane și Clio-uri Sport de 2 litri, ulterior alianțe cu Nissan făcând niște motoare din familia MR pentru motoare mari și HR pentru cele mici, care apropo nu au niște dieseluri derivate, adică 1.33 TC, 1.0 TC cu injecție directă sau cu multipunct sau gaz, tot felul de variații din astea tehnice, mai nou și un 1.2 cu 3 cilindri, iar motoarele MR, exact cum este cel de sub această capotă, sunt faimoasele 1.6 și 2.0, atât cu sistem de injecție pe benzină, cât și diesel. Și vei vedea variante de R9N sau R9M 1.6-1.7 diesel, cumva bazate destul de distant pe această familie, și motoare de 1.6 și 1.8 turbo pe benzină, care au ajuns să aibă aproape 300 de cai pe Renault-urile Megane Trophy, de exemplu, și variantele acestea diesel M9R de 2 litri sau M9T de 2.3 litri. Și ce este de observat e că motoarele astea sunt date și mai departe. Sub codul OM699, Mercedesul X-Class sau vehicule precum Nissanul Navara folosesc această motorizare de 2.3 litri și 4 cilindri, care împarte destul de multe chestiuni în comun cu aceasta, mai nou după update-ul tehnic de nivel 5, care este practic ultima generație de Euro 6. Și că vorbim despre clasa asta de vehicule mai ciudate pe care francezii le-au făcut, ăsta, Koleosu, chiar dacă este un joint venture așa cu coreenii, este al doilea SUV Renault. Pentru că primul SUV Renault a fost totodată unul din primele SUV-uri și crossover-e din lume și sunt mândru că am așa ceva pe stradă și că veni vorba de print screen-urile alea din discuție, chiar mi-a scris cineva cu unul și o să-l recontactez pentru a firma acea mașină. Este vorba de acel Renault Scenic RX4, care este un fel de
crossover pe baza Meganului de primă generație. Exista Scenicul, care deja era crossover, însă RX4 era o variantă 4x4 cu anvelope mai robuste, cu praguri, o mașină supraînălțată cu roată de rezervă pe ușa haionului pe portbagaj, cu multe capace de plastic pe exterior, o mașină care s-a făcut înainte de anul 2000 și care prevestea marea crossoveriadă care avea să ne invadeze, să zic așa, sufletele, la niște cote la care probabil nu ne dorim astăzi, încât acum au ajuns SUV toate mașinile, toată lumea vrea gardă la sol și crossover, așa că apar niște struțocămile precum în filmulețul acela de pe YouTube, în care un individ la o ședință de management era solicitat să facă două linii paralele, dar care să se intersecteze, să deseneze o linie roșie cu cerneală neagră și undeva pe traseu să pună și o pisicuță, că sigur dă bine la vizualizări și la vânzări. Adică lumea cumva vrea imposibilul și producătorii sunt puși în fața de a oferi acest imposibil. Totuși, acest crossover este unul care stă niște limite normale. Au căpătat experiență în genul ăsta de SUV-uri. Clar, n-au început atât de din timp și foarte hotărât precum producătorii germani, care au avut Tiguanul, au avut X5-ul, Q7-le, GLE-ul acum, care de fapt a fost M-Class, și chestiile astea arată că fiecare a încercat acest teritoriu și cu siguranță Renault e acel producător care a știut să facă mașini de mase pentru volume simple, cu vânzări foarte bune. Gândiți-vă că global, dacă adun toate generațiile de Clio, probabil s-au vândut în vreo 25 de milioane de exemplare în total. Și acum, uite, o mașină franțuzească, Peugeot 208, este cel mai vândut vehicul din Europa. După 16 ani de foc continuu, a depășit Volkswagenul Golf. Francezii tot timpul au știut să facă mașini în numere mari, pentru că ei vând peste tot în lume, nu doar în Franța. De exemplu, Peugeot 508 s-a vândut 60% în China. Și evident că au început să-l dezvolte special și pentru această piață. Așa că acest Coleus n-a apărut chiar de nicăieri. Prima generație era ceva extrem de urât, nu mi-a plăcut niciodată, deși recunosc că SH este o mașină simplă, robustă și practică și are locul ei. Dar în niciun fel nu era o mașină extravagantă. Și totuși francezii în marea asta de mașini dubioase, interesante, sau invers spus, în marea masă de mașini accesibile și simple precum un Clio Symbol sau un Peugeot 206, au strălucit prin niște design-uri și soluții tehnice foarte mișto. Au avut mașini precum Peugeot 607, Renault Avantime, Safran, Laguna, Renault 25, Peugeot 607, Peugeot 407 Coupé, nu mai zic de Citroenurile CX, C5 ulterior, C5X-urile noi, așa că la fiecare producător francez cu siguranță vei găsi niște mașini foarte interesante și mă bucur că acum, în prezent, capitalizează foarte bine pe acest segment. Ai Renault Arkana, capturi care sunt deosebite în felul lor, mai ales Arkana este un Baby X4 de BMW sau X6 la niște prețuri accesibile, care cumpărat corect valorează mai bine, zic eu, decât un X4 fără dotări, decât să iei un BMW din ăla chel, care îți oferă prestanța brandului și evident e o mașină destul de bine făcută, parcă mai bine e un Arkana bine echipat. Și cam așa este și cu Coleosul, care e SUV-ul de clasă mare, un fel de talisman umflat, deși nu împarte neapărat aceeași platformă. Și putem să considerăm despre el că e o variantă fezabilă la tot ce înseamnă SUV-urile de clasă mare. N-are el 7 locuri, dar măcar are portbagajul mare, e o mașină voluminoasă, impunătoare și în funcție de piața pe care o cumperi, cu tot felul de tipuri de motorizări. La noi, din cauza normelor de emisii și a situației contextului global, vine într-o singură configurație tehnică. 4x4 cu motor de 2 litri diesel și 190 de cai, cutie CVT, însă una mai specială despre care o să vorbesc, în sensul că e fiabilă, chiar dacă e produsă de Jatco, și destul de multe dotări pe interior. N-au vrut să facă o variantă RS, trofii, figuri, motoare V6 și așa mai departe, deși au reușit să facă chestia asta cu alte vehicule din grup, cum ar fi, de exemplu, Infiniti-urile, care au o variantă de motor diesel de 3 litri de proveniență Renault, făcută împreună cu Nissan. Așa cum și Renault-urile au primit un 3,5 VQ de Nissan. Deci mașina e relativ formală la partea asta și într-un fel e și simplă partea de pricing la ea. 42.500 echiparea de bază, 46.500 inițiale Paris și mai adaugi 3-4.000 dotări gen trapă, parbriz încălzit, Bose și ceva plase de
retenție bagaje prin partea din spate. Și cred că nu mai are multă viață, pentru că ori o să apară un facelift major, ori o să o schimbe cumva, pentru că, de exemplu, talismanul nu se mai produce, nu mai poți să-l cumperi, cel puțin la noi, și deși s-au născut în aceeași perioadă, vei observa faptul că talismanul a primit acel ecran de bord, în schimb aici ai bordul de Qajar, și cumva a rămas în urmă la partea asta de infotainment, deși e capabil, are ecrane, are dotări, are sisteme, însă, deși pe afară e o mașină nouă, 2022, model 2023, interiorul acela de bord a rămas puțin mai vechi și merita cam același stil de ecran pe care îl vezi și pe Arcana și pe interioarele de pe Talisman, care în echipare inițiale Paris mi se par mai interesant configurate, asta mi se pare mie. Și o să vedem și un Talisman, voi filma chiar mâine pe canal și s-ar putea să fac o aroganță interesantă pe care o să o gustați în acel episod, pentru că proprietarul acestei mașini, care este proprietarul și acelui Jeep Cherokee de 3,2 benzină, deține și un Talisman, tot în familie, cu o motorizare 1.6 turbo benzină 200 de cai. Și chiar va fi interesant să compar acele mașini, mai ales că în trecut am filmat un Talisman, dar 1.5 diesel, care nu-i ce trebuie pe acea mașină, având o putere mult prea mică pentru o mașină atât de mare. Așa că eu zic că mașina asta are ceva interesant de oferit, pentru că vorbim despre un sistem de tracțiune integrală cu destul de multe moduri, are o clapă prin care poți seta tracțiune față, o clapă de four-wheel drive auto, care repartizează automat și îți arată procent în bord cu cuplu pe care îl pune, și funcție de loc. Nu are diferențial central, are un cuplaj multidisc pe spate, stil Haldex, care însă poate fi blocat complet în cazul în care ai ceva de tractat sau mergi pe teren mai sumar, așa, accidentat. Și cutia CVT Jatco este un CVT 8X. Este o transmisie care folosește un lanț tractor nou cu rea împingătoare și este făcut așa ca un fel de conceptual cum arată șnurul acela de usturoi, care are tot felul de segmente de diferite lungimi, și asta înseamnă că folosind foarte mulți pin de prindere al acelui lanț, el este extrem de bine țesut, și pentru că este lanț tractor care transmite prin tensiune, nu prin comprimare, e mult mai fiabilă cutia. Și asta înseamnă că pe niște fulii clasice poți să obții un raport de transmisie de vreo 9:1 ca variație, adică o treaptă de demultiplicare foarte mare pentru treptele joase și o treaptă de demultiplicare mică pentru treptele înalte, fără să trebuiască să folosesc ce au făcut la Logan, anume o cutie CVT care, pentru că avea curea împingătoare care nu e la fel de rezistentă, necesita un fel de mecanism cu două trepte planetare, adică o subtransmisie, care e un sacrificiu, un artificiu, să spun, și nu e la fel de durabilă ca această transmisie. Și foarte important, are și convertizor de cuplu, adică plecările de pe loc se fac într-o manieră foarte fluentă. Și motorul, un M9R de 190 de cai, cu 400 de Nm și injecție AdBlue, având în vedere că este Euro 6 de final, înseamnă că e un motor care, pentru care mai mult de 10 ani în activitate și a fost modificat perpetu de-a lungul timpului, e unul dintre cele mai fiabile dieseluri. Dar, repet, nu în oraș cu ele, schimbați cât mai des uleiurile și la cutie și la motor, mai ales dacă mergeți cu ele în regim de tractări, autostradă intens, mers foarte tare sau mers în oraș. Pentru că e infinit mai ieftin să schimbi uleiul decât să stai să faci reparații mecanice pe la EGR-uri, să desfunzi admisii, să ai tot felul de probleme. Și cu siguranță partenerul nostru, pe numele său minunat AutoEco, poate fi un prieten de nădejde în această călătorie a voastră cu mașinile, pentru că pe site-ul lor veți putea găsi la prețuri foarte competitive consumabile, piese și asistență din partea lor, mai ales dacă nu știi exact ce marcă de filtre să cumperi sau ce anume dimensiune de piesă trebuie pentru nu știu ce braț pe spate. Te vor consilia, am trecut personal prin acea experiență la mașina mea cu un set de o-ring-uri pentru pompa de servo și un anume filtru de ulei care m-a interesat și chiar am beneficiat de respectiva consiliere. Și eu vă recomand călduros să intrați pe site ca să vă ușurați viața în ceea ce înseamnă mentenanța mașinii. Așa că nu 2 ani, 30.000 de kilometri. Nu există așa ceva. Hai să zicem cu indulgență 1 an, 15.000. Dacă chiar ții la mașina ta, poți să și cobori acest timp de
revizie. Revenind la mașină, cred că putem continua cu partea de capotă, de sub motor, mai ales că nu mi-aduc aminte să mai fi prezentat acest motor. Am prezentat niște DCI-uri mai vechi, pentru că Renault este unul dintre cei mai cunoscuți producători de motoare diesel. Au început cu motoare cu injecție indirectă, pe urmă au trecut pe injecție cu pompă rotativă, motoarele din familia J, care au primit și o versiune cu injecție common rail, cum ar fi F9Q, de exemplu, acele 1.9 DCI-uri. 1.5 DCI-ul K9K, care a fost dat și către Mercedes, acest OM699 în variantă de 2.3 litri, care de asemenea a ajuns sub capotele de Mercedes, și în total, firmele Mercedes cu Renault colaborează atât pe producție comună de motoare, împreună și cu Nissan și cu Mitsubishi, dar strict Renault are anumite motoare pe care producătorul german le folosește. Respectiv, acest 2.0-2.3 diesel, de fapt, îl vei vedea sub acele capote de X-Class, fosta clasă care nu se mai vinde, 1.6 și 1.7 diesel, R9M și R9N le vei vedea pe Vito-urile cu tracțiune față și motoare transversale. Pe urmă, seriile de 1.0 le vei vedea pe Smart și cele la comun, 1.33 și 1.0 cu injecție directă și pe Dacia și pe Mercedes-uri și pe Renault-uri și pe Nissan-uri după caz și multe alte variațiuni tehnice care s-au regăsit, de exemplu, și pe Mercedes-ul C-Class 180 și 200 CDI în perioada 2016-2018, 116 sau 136 de cai, 1.6 diesel, împerecheat cu o transmisie specifică de Mercedes, deoarece motorul, spre deosebire de Renault, este montat longitudinal. Și multe alte detalii, sper să le aflăm la partea de sub capotă, să vedem interiorul și să facem un test de consum cu mașina asta, care zic eu că este interesantă prin raritatea ei oarecum, că nu e atât de des întâlnită, cel puțin la noi, și prin faptul că, exceptând dacă îi acoperi siglele, de fapt, vei constata că e o mașină suficient de premium cât să merită luată în calcul, pentru că o cumperi pentru ceea ce îți transmite. Pielea e moale, are masaj, are încălzire, are ventilație, are încălzire și în spate, ai infotainment, se aude bine muzica, e și 4x4, e automată, e mare, așa că nu văd de ce nu ai lua un calcul ca achiziție nouă sau chiar second hand, pentru că e un model care totuși există de ceva timp pe piață. Amortizoare, capotă, premium, frumos, și aici avem unul dintre cele mai robuste dieseluri și relativ simple spre mirarea mea, în sensul în care n-are 3 circuite de răcire și tot felul de supape de sens, n-are 2 circuite de eghiere, nu e twin turbo, deși sunt variante care au 2 turbine și el, în linii mari, nu s-a schimbat foarte mult de-a lungul timpului, care are aceeași structură de bloc de fontă chiulasă de aluminiu, 2 lanțuri de distribuție cu 2 pinioane și se vede că e metoda franțuzească la ele, pentru că pompele de injecție și de vacuum sunt antrenate direct de capetele arborilor cu came și în felul ăsta are o distribuție mult mai simplă. Când a apărut acest motor, avea 1995 de centimetri cubi și avea un alezaj și o cursă diferită de acesta, care are 1997 de centimetri cubi și are practic alezajul pe care îl vezi și la M9T, varianta de 2.3 litri, însă are cursa mai scurtă și prin faptul că au trecut de la ceva de genul 84 cu 90 alezaj cursă, au trecut la 85 cu 88 dimensiunile, astfel a câștigat și 2 cm cubi cilindree. Și probabil chestiile astea au fost făcute ca să afecteze în bine, să spun așa, să îmbunătățească transferul termic, având altă suprafață interioară motorul. Și ce a mai câștigat motorul în timp este un intercooler lichid, care este în zona de admisie, iar turbina, deși s-a păstrat geometrie variabilă, are actuator electric. Întotdeauna pe motoarele comerciale, cele pe care le vezi, de exemplu, pe un Renault Master, vei vedea că sunt turbine cu geometrie fixă cu vacuum sau pe anumite variante de 2.3 de pe acel Mercedes X-Class de vreo 190 de cai, au un sistem twin turbo cu 2 turbine cu geometrie fixă. Ăsta practic a fost asezonat așa prin jurul anului 2018, dacă mi-aduc bine aminte, și a primit și injecție de tip AdBlue, care este în catalizatorul acela de reducție din partea din spate, în sensul în care e un injector care e și răcit cu apă, știți cu toții ce înseamnă AdBlue, este un lichid pe bază de uree care în contact cu oxizii de azot din zona de evacuare
are o reacție de reducție chimică care transformă oxidul ăla de azot în azot ca element liber plus apă. Și în felul acesta niște elemente mult mai puțin nocive. Doar că AdBlue îngheață la minus 11 grade, necesită niște pompe de recirculare, un sistem de încălzire, încălzirea conductelor acelui injector și de asta trebuie să avem grijă în timp. Motorul este deci un 2 litri 4 cilindri supraalimentat. Versiunile mai mari și anumite versiuni de 2 litri au și arbori de echilibrare în zona pompei de ulei și practic distribuția e una destul de complexă, nu prin forma ei în care se află pe motor, ci prin eventuala servisare. Că dacă nu schimbi uleiul la timp și se întinde lanțul, din păcate trebuie să dai motorul jos, pentru că nu ai loc să lucrezi aici, decât la Renault Espace se poate lucra. Un lanț mic pleacă de la arbore în jos pentru pompa cu debit variabil, care poate conține și acei arbori balansieri, și al doilea lanț pleacă peste arborele cu came de evacuare. Este un singur lanț, o singură roată pinion, iar în interiorul ei se află încă un rând de pinioane, pentru că cei doi arbori cu came sunt antrenați în contră, unul față de celălalt, deci cel de admisie se rotește invers față de cel de evacuare, culbutor cu compensare hidraulică și un sistem de injecție de la Bosch de 2000 de bari cu injectoare piezoelectrice, care sunt plasate sub acest capac. Și sistemul de injecție este, să zic așa, mai simpluț față de cel de pe alte mașini. Rampa comună cu injectoarele sunt sub acel capac și pompa de înaltă este antrenată prin rotație de către arborele cu came de evacuare. Pe partea arborelui de admis este o pompă de vacuum care furnizează prin conducta asta vacuum pentru frâne și se vede în partea din spate de servofrână de tulumbă și prin această conductă de aici, cu ajutorul unui solenoid, se activează un circuit din ăsta de tură antigel pe partea de eghere, din partea asta de clapetă de aici. Am avut o mică pauză, o discuție cu un fan urmăritor cu care urmează să filmez ceva, un material. Tipul este tătar și este mecanic de vapor și lucrează în deplasare foarte mult. Și are și el un Subaru, la care a schimbat plăcuțele spate fix în parcare aici, cu ajutorul unei pile de la Brico Depot, de la băieții din parcare. Am mai vorbit și cu un urmăritor care are și un Kadjar și spunea că era curios despre acest motor și a asistat în vreo 4 minute stând lângă mine aici. Nu poate decât să mă bucure interacțiunea asta cu fanii. Revenind la motorașul nostru, seamănă foarte mult cu 2.0 HDI pentru că și el are exact același sistem de injecție, nu de la Bosch, însă mă refer la amplasamentul acestor pompe. Și aici avem un regulator de presiune pe pompă, care se ocupă de gestiunea presiunii de motorină la cald și un regulator de presiune pe rampă care se ocupă de gestiunea la rece. Deci dacă motorul ăsta nu pornește la rece sau la cald, știi care din supapele alea este de vină. Injectoarele sunt piezoelectrice, exact cum se întâmplă și la multe motoare de Volkswagen sau la PSA, la partea de 2.0 HDI. Filtrul de motorină cu conductele de retur se află în partea asta și avem odată conductă de tur care duce către pompă și conductă de retur care vine de la rampa aia de la injectoare, de la rampa de colectare și bujiile incandescente cu senzorii de presiune sunt exact sub acest capac, având ei un cablaj electric și pentru că e un motor destul de compact sau compartimentul motor e compact și probabil și pentru eficiență, traseul de admisie e compact, în sensul în care are un rezonator în partea asta aici cu un filtru. Filtrul de aer este plasat în zona de aici de spate al mașinii, unde se află și debit metru și după aceea aerul intră direct în turbină, care are geometrie variabilă cu motoraș electric, pe vremuri era cu vacuum. După ce comprimă aerul, îl trece prin această conductă direct într-un modul de admisie. Acel modul are în primul rând clapetă EGR de înaltă presiune electrică plus un răcitor care se vede în partea asta de aici și răcitorul are și o comandă vacumatică, este o tobiță acolo și asta înseamnă că din galeria de evacuare de la turbo se preiau gaze și se cedează pe direcția asta de admisie cu ajutorul clapetei ăsteia, care clapetă este și cea de accelerație grosier numită, că nu e adevărat, clapeta de debit aer, adică practic acea clapetă are și funcție de a gestiona aerul din motor, excesul ăla de aer pe care dieselul folosește, dar și de clapetă EGR. Are două componente în interior, iar toată galeria de admisie este din aluminiu în partea aceasta, pentru că ceea ce vedeți sub placa asta aici este un intercooler răcit cu lichid. Se poate vedea
partea de admisie a antigelului și returul acesta către zona de rezervor de antigel. Fiind un singur circuit, sau practic e un vas de antigel care deservește două circuite de răcire, însă nu e sistem din acela care să aibă nevoie de două radiatoare separate. Și practic nu ai mățăraie din asta de conducte în zona de bară, pentru că e mult mai complex în acest fel. Bloc de fontă chiulasă de aluminiu, spre deosebire de versiunile pe benzină care au și blocul din aluminiu. Și în cilindrea asta de 2 litri, inițial avea o variantă de 160, una de 200 de cai, dar pentru norme au fost unificate toate într-o variantă de 190 de cai. Și dacă ne uităm aici, avem și epuratorul de gaze pe partea asta care trage către admisia din turbo și astea sunt niște chestiuni care vor trebui schimbate periodic. Motorul suferă de niște mici probleme dacă nu este îngrijit. Dacă uleiul se schimbă foarte rar și e de proastă calitate, zgârie cuzineții care vor trebui schimbați. Sunt tot felul de situații în sensul ăsta. Lanțul de distribuție poate să aibă joc, să se întindă, evident, dacă se ajunge la situația de a nu fi motorul îngrijit precum trebuie. Și chestiile astea se pot întâlni și la motorul DCI de 1,5, niște probleme din trecut. Sistemul de injecție, în general, este durabil, așa cum a fost și pe alte mărci de motoare. Și teoretic, dacă e un motor îngrijit, nu văd de ce n-ar depăși 500.000 de kilometri fără mare efort. Evident, are culbutor cu compensare hidraulică, jeturi de aria de răcire a pistoanelor, pentru care management pe ulei și pe antigel care este gestionat electronic. În linii mari, știu eu, cam asta ar fi treaba lui. Și în completare, cutia de viteze este cu convertizor pentru plecările de pe loc, atât în față cât și în spate, iar variația treptelor se obține prin acel lanț tractor îmbinat între două fulii. Și sistemul de tracțiune integrală presupune o casetă cu cardan către puntea spate, unde se află și un dispozitiv de cuplaj multidisc electrohidraulic stil Haldex, produs probabil de către GKN sau ceva furnizare de la Jatco, având în vedere că sunt oamenii ăștia în același grup până la urmă. Uitându-mă însă mai atent acum în timpul filmării, dau seama că sunt niște mici diferențe față de variantele din trecut, în sensul în care clapeta EGR este electrică aici, cu chestia aia de bypass pentru răcitor, și clapeta de admisie aer este în zona de subintercooler și are și o trecere a combustibilului prin această zonă. Acesta vine din spate, niște conducte metalice, și intră direct în zona asta de răcitor EGR, ca să-l preîncălzească pentru partea de pompă Bosch care se află în spate acolo. Și în linii mari, da, mai poți să ai probleme cu volanta cu masă dublă, chestie care evident a afectat mai ales vehiculele cu ambreiaj, că la automate nu-i problemă. Epuratorul ăla de gaze Carter, dacă nu extrage complet și face presiune, poate să-ți strice sigiliul acela de arbore cotit, partea de o-ring de etanșare. De asemenea, pe cureaua de accesorii există alternator plus compresor de aer condiționat și pompă de apă. Și mai este fulia de la arborele cotit, care și aia se poate dezintegra, că e din aia cu masă dublă, cum ar veni. EGR-ul, la fel, clasicele probleme de diesel cu depunerile respective. Sistemul de injecție, în principiu, n-ar trebui să aibă cine știe ce probleme pe partea asta de injectoare. Turbinele, în general, fiind gheare și astea, dacă sunt întreținute, n-ar trebui să fie probleme cu ele. Mai ales probabil pe vehiculele comerciale să fi fost anumite situații. De distribuție am zis, acum mai poate să fie, da, problemele alea de cuzinesc pe care le-am menționat deja. Și în linii mari, cred că e un motor mult mai puțin problematic decât au fost altele. Dar nu-i totul despre motor. Frânele, apropo, sunt pe vacuum, nu mai știu dacă am zis, și servofrână atașată ulterior. E clar că pe mașinile astea vor fi niște îmbunătățiri pe parcurs cu frâne integrate, ca să nu se mai folosească atâtea conducte și sisteme. Cam atât despre dânsul, să trecem la restul mașinii. Aceeași chestiune ca la 1.5 DCI, joja integrată în capacul de ulei, deci dacă torn ulei nu vei putea verifica imediat nivelul, și aceeași problemă ca la Arcana și Kadjar și cu Captur. Faptul că, spre deosebire de Megane, nu ai posibilitatea de faruri matrix adaptive, sunt faruri normale cu reflector, pe de altă parte designul e unul reușit. Păcat că la interior n-au subliniat sau n-au sublinit linia aia de design cu niște ecrane mai noi,
Mașina e destul de barcă, e masivă, este o mașină gândită pentru confort și atât, adică nu are niște prestații dinamice, cine știe ce, dar cu siguranță nu dezamăgește. McPherson clasic pe față și în zona din spate sistem multibraț, care ar trebui să semene destul de mult cu cel de Talisman, cu niște brațe inferioare, amortizoarele tot așa pe diagonală și evident diferențial acolo că e necesar, dar nu e un sistem cu 5 brațe așa cum se întâmplă pe la celelalte mașini. Are aceeași cartelă clasică de Renault. Asta înseamnă că accesul în mașină se face prin apropiere, pur și simplu se deschide mașina, poți să dezactivezi treaba asta din meniu. Iar la spate, de asemenea, stopurile au primit o redesenare, ornamente pentru că nu sunt evacuările vizibile și nu are sistemul for control pe care îl vedem, de exemplu, pe Austral sau pe Talisman. Un portbagaj cu deschidere electrică, cu un oblon retractabil, cu posibilitatea de a plia banchetele din zona asta laterală, spații de depozitare aici, încă o podea dublă în partea aceasta și de asemenea spațiu de depozitare cu kit de pană sau roată de rezervă după caz. Deci un portbagaj nu la fel de voluminos ca de exemplu la o Skoda Kodiaq sau un Seat Arako sau Tiguan Allspace, dar mașina este cam la fel de mare și practic poți să mărești suprafața portbagajului, volumul, din tăvile acelea de dedesubt, închidere, deschidere electrică, la clapeta aceasta este și admisia de AdBlue. Materialele de pe uși sunt bunicele, în partea asta inferioară avem un plastic tare, însă este cotieră din piele pe partea aceasta, un sistem cu ornamente din acestea care imită lemnul, centura poate fi parcată pe partea asta de aici și banchetele pot fi reglate pe mai multe trepte și putem vedea că arată destul de plăcut sistemul, fiind cu piele perforată și în zona de cotieră. Dacă deschidem aici, avem și două butoane pe două trepte pentru încălzirea scaunelor laterale, ventilație în zona din spate cu prize USB și dacă ne uităm, spațiul la cap suficient, sunt undeva la 3 degete, chiar dacă vehiculul are trapă. Ceva interesant la Talisman, trapa mi se pare că se duce peste și la ăsta intră în interior, de asta are multă strungăreață aici. Echiparea scris aici cu niște tetiere foarte late, bine lucrat, vezi foarte bine în partea asta, loc la picioare fără probleme, ușa are o retragere și asta înseamnă că ai loc ca lumea la partea asta de genunchi. Niște LED-uri aici în partea din spate deasupra pentru iluminat, contează și asta mai ales dacă citești la drum lung, deși în mers e cam complicată chestia asta, niște mânere de depozitare și pe total are niște fotolii în stilul acela în care vedeai pe Renault Safran și fiind o mașină cu podea înaltă, chiar dacă are cardan, nu are un tunel median consistent. Are și iluminat ambiental în acele ornamente, care se poate vedea sub forma unei dungi. N-ai însă un buton din ala de MySense, ci trebuie să reglezi direct din meniu. Cotiere moi pe partea aceasta, ornamente metalice la fel aici. Capitonaj cu un fel de alcantara pe interior aici. Și scaunele au 6 direcții de reglaj, pentru că ai doar o singură un grad de înălțime. Spătarul standard și pe partea șoferului există și lombar. Accesul mașină facil. E o mașină în care clar ai foarte, foarte mult loc și se vede chestia asta din cadrul acesta mai amplu pe care îl iau acum. Bordul este din material moale. Inclusiv în zona aceasta avem piele pusă și pe ușa de la torpedou. Și ai o piele de bună calitate pe partea asta laterală, deși vorba proprietarului parcă ar fi fost mai interesant să fie pielea asta pusă aici, sus pe fața de ușă, care măcar e din material moale. Are un torpedou căldare, barta-i găleata, poți să scoți toate alea pe acolo, încă pe atât cât vedeți aici. Capitonat și el pe interior. Iar
Da, singura chestie la care ar fi putut să mai lucreze este integrarea asta. Tableta e bună, este orientată corect, dar arată mai a 2010, așa, per total. Nici grafica nu e la fel ca la o Arcana modernă și parcă rama asta e prea groasă, nu se potrivește în raport cu restul mașinii, precum zicea Luci. Ăsta seamănă cu Mojo Jojo, personajul ăla din desene. Aceste mânere foarte utile, care au și rol structural și estetic, și ML-ul mai avea așa de la Mercedes, încărcător wireless, priză de 12V, USB-uri pe partea asta de aici și cu un auxiliar central și buton pentru deblocarea transmisiei când pornești motorul să se aprind zonele alea de LED-uri. Pilotul automat e prin toată mașina, adică buton și aici și acolo, și să mai vedem niște chestii ciudate. Aici este un pachet espresso doppio, pentru că poți să pui și pahare mici și pahare mai adânci. Are și ventilație, care poate fi reglată din partea aceasta. Și cotiera, de asemenea, poate fi dată față sau spate. Și cu o clapă de aici se poate să se și deschidă. Și acolo mai are niște spații de depozitare. Încă unul pe diagonală, unde pune o palmă acum. Și cam atât în linii mari. Ce mai e frumos, dita mai parasolarele, care sunt cât o tavă. Și precum spune aici, sliding visor, dacă le deschizi, pot fi date așa la o parte, suport de ochelar care este capitonat, oglindă heliomată fără ramă, un singur buton pentru toate comenzile trapei și dacă dai așa e tilt, dacă tragi înspre față sau spate se deschide, parte de iluminat cu LED-uri și se aprind inclusiv alea de jos, alb cu roșu ca să se vadă corect, și în partea aceasta o boxă, material moale peste tot și cam atât pe partea asta de consolă. Hai să vedem și la șofer, unde să vedeți ceva oarecum ciudat. Și asta e vechiul sistem. Un diesel puțin mai mare. Probabil de vreo 10 litri. Stopurile cu semnal dinamic, uite, acum am depărtat de mașină, s-a închis. În momentul în care mă apropii de ea, oglinzile mă salută, dar ca să deschid mașina trebuie să apăs acest buton și la Kia este, să zicem, această situație. Modulul pentru geamuri, oglinzi, spațiu de depozitare, mânera aici, de asemenea pe partea asta. Și aici la șofer ai lombar electric suplimentar și ăsta este un buton de masaj și la fel ca și la pasager, perna asta are extensie mecanică. Și aici este un set de butoane pentru sistemul de tracțiune integrală, cu înălțimea pentru faruri, că sunt LED-uri simple, nu sunt adaptive, deschiderea de portbagaj, încălzire în volan, ESP-ul, Hill Start Assist-ul acela și clapele astea de capotă și flaps pentru motorină. Iar în partea laterală, reglaj pentru volan. Cineva l-aleargă pe Wishbone, unul din câinii mei preferați ca model, respectiv Jack Russell Terrier. Și puteți să-l vedeți acolo. L-a prins pe fraier. E un câine pe care nu-l recomand să vi-l luați la apartament dacă nu sunteți persoane active, pentru că el la origine este un câine de vânătoare și alergă foarte intens. Volkswagen are o reclamă drăguță cu un asemenea câine. Modelul Milo din serialul, mă rog, din filmul Masca, de fapt, dar era și în serialul de desene animate. Înapoi la ale noastre, printr-o ușoară apăsare de buton coroborat cu pedala de frână. Mai dăm un pic zoom pe Milo, că-i drăguț. Bordul se aprinde, că mașina a pornit. Și aici din nou vedem tehnica de pe un Kadjar mai vechi. Bordul are tot felul de moduri, afișaje, culori, doar că are multă componentă fizică. Acele astea laterale sunt analog fizic și display-ul central este unul digital. Și aici dacă, de exemplu, dai pe butonul acesta, vei vedea tot felul de informații pe cadranul lateral. Dacă cuplezi sistemul de tracțiune integrală pe auto, apare o diagramă care îți arată în procente repartiția cuplului în momentul în care conduci și dacă apeși loc, îți și blochează spatele, cum ar veni. Da, probabil cel mai des se va merge cu tracțiune față pe ea. Iar bordul, zona asta centrală, poate fi configurată din
display-ul central, dacă intri pe meniu, la funcția de afișaje, parcă, la sistem, există posibilitatea de a schimba culorile acestea. Dacă vrei, de exemplu, alt stil, poți să dai așa, poate să se afișeze așa sau așa. Și la fiecare din ceasurile astea, poți să schimbi de asemenea și culoarea asta de iluminat ambiental, care să fie în cazul de față, nu știu, pe mov, pe chestiuni din astea de nuanță. Doar că într-un mod ciudat, iluminatul acela se află în altă zonă decât reglajul pentru ecrane, în reglaj vehicul. Și de aici putem vedea cum se schimbă toată nuanța. Asta evident și ecranul și partea de bord, adică uite că mișcă aici la fel. Se face toată partea asta și na, multiple alte chestiuni de reglaj. Cam ăsta e display-ul. Pentru că pilotul automat e împărțit prin toată mașina, funcția de plus, minus, reglajul de distanță, pornit, oprit, le ai aici. Dar limitator de viteză și pilot automat le activez de aici. În rest, paginarea bordului de aici și clasicul satelit pentru sistemul multimedia. Iar în zona centrală există ceva ce pe unii OCD ar deranja. Butoanele sunt simetrice, adică ai buton mai mare, buton mai mic, care colțul ăsta, buton mai mare, buton mai mic. Deci ele sunt în oglindă, doar că dacă te uiți pe conținut, ai încălzire în interior și ventilație în exterior. Și aici ai ventilație în interior și încălzire în exterior, adică ai în același sens, de la stânga spre dreapta, în ambele situații. Nu știu dacă contează atât de mult. Aici e și sistemul ăla de parcare semi-automată. Butoanele astea, da, parcă nu sunt așa drăguț desenate raport cu tableta asta. Dar ceea ce e de reținut și e important este că ai butoanele astea fizice pentru climă. Adică, din păcate, aici n-ai un ecrănaș, n-arată așa estetic, ci afișarea o ai pe partea asta. Și ai o zonă foarte amplă pentru setarea de climatizare. De exemplu, ventilația doar pe minus aici, n-ai un buton fizic, dar măcar reglajele clasice de temperatură le-ai induse pe partea asta de aici. Și în rest sunt tot felul de setări pentru climă, de exemplu ai soft pe auto, deși prefer să o las pe ventilație mai mică ca să nu se audă foarte tare. Un singur computer de bord pe partea asta de consum, pe care din păcate nu, adică îl poți reseta și așa, dar este unul singur și e pe 8500 de kilometri, 47 la oră viteză medie aproximativ, 7.1 consum. Iar consumurile pot fi afișate și în zona de bord. Dacă ne uităm aici jos, există afișajul ăsta de viteză, de consum, de toate cele. Și mi-ar fi plăcut să aibă mai multe trip computere, măcar pe partea asta de test să fie două. Ai pe aici tot felul de opțiuni, pentru că mai poți să vezi, uite, începere călătorie nouă, dar dacă dai chestia asta, nu-mi dau seama, va reseta calculatorul. Nu vreau să fac chestia asta pentru că e consumul proprietarului, da. Și aici, mă rog, tot felul de date, ecoscor și așa mai departe. Și în zona de climă, ușor pe aici, e un pic cam ambigu sistemul ăsta, necesită un pic de timp de obișnuință, dar oricum aici ai, de exemplu, sistemele de asistență, setări, tot felul, sistemul ăsta de asistență la parcare, easy park-ul ăla și așa, la scaune ai, de exemplu, funcție diversă pentru masaj pe care o poți activa și din acele butoane și ai tot felul de moduri. Iar la talisman sunt mai bine integrate pe partea asta. Ai și afișajul ăsta de computer de bord, care, uite, ți arată detalii suplimentare. Dar, din nou, unul singur, n-ai cum să faci mai multe resetări pe aici. Și camera de marșarier are o grafică puțin mai precară. Android Auto, Apple CarPlay, astea funcționează pe tot ecranul, dar depinde de integrare, nu le vei vedea la fel de bine peste tot. Păi, în linii mari, cam atât ar fi. N-are rost să insist foarte mult pe data asta, dar pe unii probabil îi interesează treburile astea. AirLink se numește sistemul și clar ăsta care era aici, care e pe această mașină, e cam rămas în urmă. Adică deși un facelift putea să aibă un sistem mai bun. Seamănă cu ce vezi pe Hondele CR-V de generația anterioară și pe Civic cu 10. Dar nu cred că doar asta definește o mașină, așa că hai să facem și o plimbare să vedem cum se simte.
Afară e foarte frig și am filmat mai devreme tot un Renault, un Arcana, și la fel de îmbrăcat eram în mașină, deși nu vă recomand să mergeți așa la drum lung, eu o să conduc 10-15 minute maxim. Volanul evident cu reglaj și îmi place confortul scaunelor, chiar dacă n-au atâtea reglaje, de exemplu nu poți să ridici șezutul de partea din față, numai că unghiul scaunului mi se pare unul destul de potrivit. Și să dăm și noi drumul la masaj. Masaj tonic, nu știu ce înseamnă asta. Practic masajul ăsta e făcut cu ajutorul pernelor de lombar. Oglinda coboară la marș arier și nu știu de ce eu în partea asta, că tot în sens invers trebuie să ies. Mașina acum e pe tracțiune față setată. Plecatul de pe loc simt că e o cutie CVT, în sensul în care nu simți așa cum cuplează brusc ceva. Chestia asta se întâmplă pentru că are convertizor și că odată ridicat piciorul de pe frână, începe fulia aia să funcționeze. Un fapt divers, cutiile CVT de snowmobil nu au ambreiaj centrifugal, adică pur și simplu fuliile se despart atât de mult încât cureaua aia bălângă negoală pe axul ăla din centru și stă pe loc. Fuliile se rotesc și cureaua stă pe loc. Cum ai accelerat un pic, fac, alea s-au strâns, ciupesc cureaua și pleacă. La ATV-uri, în schimb, ai cureaua în permanență tensiune și ai un ambreiaj centrifugal care cuplează brusc rotorul ăla din partea motorului. Și tot așa interesant la snowmobil, marșarierul se obține prin pornirea motorului invers la snowmobilele în doi timp de la bombardier. Adică pur și simplu din aprindere, înainte să se oprească complet motorul, bang, îi dă invers. Schimbă unghiul de aprindere și automat se schimbă sensul de rotație al motorului. E interesantă la condus. Mi se pare că îi se potrivește o cutie CVT pentru că sub nicio formă nu s-a dorit a fi un SUV cu valențe dinamice, unde probabil ar fi primat o cutie CVT, de exemplu pe Talisman ai cutie DCT, dublu ambreiaj, pardon, 7 trepte, stilul ăla clasic. Și pe măsură ce apeși pedala de accelerație, motorul se turează din ce în ce mai mult și stă turat acolo. Adică este exact efectul clasic de scooter de CVT și asta cred că favorizează niște consumuri mici pentru că motorul nu stă foarte turat și atunci când stă, stă constant. Are niște paliere de funcționare și în modul acesta, practic, mașina merge foarte constant, principiul ăla de locomotivă diesel electric. Dacă apeși mai hotărât, totuși cutia trece într-un palier de trepte, ceea ce e foarte bine pentru că nu-ți răpește senzația aia de cutie automată convențională. Și asta înseamnă că cu cât îi dai mai tare pedală, cu atât tinde să schimbe mai mult în niște intervale, ca și cum ar avea niște trepte fixate. Mașina nu are padele, are însă un mod, să zicem, manual din care poate simula efectiv niște trepte. Acum, de exemplu, sunt într-un treapta a doua. Și prin apropierea, respectiv depărtarea acelor fulii, în contră, se obține un efect din ăsta de transmisie variabilă, dintr-un trapor fix, practic. Acum, fiind pe tracțiune față, mașina, oricum, e surprinzător de stabilă. N-are însă niște scaune cu susținere laterală consistentă și acum e problema că, uite, dacă vrei să selectezi tracțiune integrală, trebuie să apeși puțin mai hotărât și sunt curios dacă repet această manevră. Da, se simte clar cum intervine și cum spatele tinde și el să scape în sensul bun și practic poți să iei mai tare același viraj. Acum este însă pe 4x4 auto și se vede repartiția de cuplu. Apăs pedala la potea, 85 cu 15, 80 cu 20, cum am luat piciorul, 100 cu 0, devine tracțiune față. Deci are posibilitatea să facă o repartiție destul de consistentă de cuplu și se simte concret că, lăsând cifrele la o parte, din moment ce atunci când accelerezi puternic într-un viraj, simți cum spatele participă și el și mașina, chiar dacă are un caracter subvirator, totuși simți că trage mai bine și că poți să negociezi acea curbă destul de rapid. Asta este diferența. Și sunt curios dacă
la o plecare mai hotărâtă de pe loc, însă o să evit să turez motorul foarte mult, deoarece mașina e totuși cu puțin kilometri. Da, nu mi se pare că are o senzație diferită de plecare, așa de dragul testului o să las pe auto pe 4x4 și la Duster există același principiu. Da, se simte. 75 cu 25. Deci, practic, tu când o dai pe 4x4, pentru că participă și spatele, mașina nu se mai ridică atât de mult de bot și pleacă mai bine în față. Chestia asta se simte plăcut. Oricum, chiar îi se potrivește cutia și este un CVT avansat, atât prin construcție, prin faptul că are lanț tractor și nu curea împingătoare. Deci este mai fiabil. Are convertizor. Și de asemenea prin logica de funcționare a cutiei, pentru că nu are stilul ăsta de funcționare tip scooter tot timpul. Adică ea întotdeauna ține motorul acolo unde e mai eficient. Eu, de exemplu, acum îi cer o accelerație foarte ușoară. Motorul e în jur de 1400 de rotații pe minut ca turație acum. Dacă apăs mai tare pedala, se turează progresiv ușor. Diferența la multitronic la Audi era că, de exemplu, la o apăsare moderată de pedală, motorul nu se tura mai mult, ci compensa din acele fulii. Și era o ciudățenie că tu apăsai pedala mai mult, dar motorul, pentru că nu se tura, era ceva de genul și tot apăsai și el rămânea, se auzea la fel, bă, asta nu trage, ce naiba se întâmplă acolo? Și de fapt i-a compensat din fuliile alea și efectiv mașina accelera. Foarte interesant modul de altfel, dar necesită un pic de timp de obișnuință. Pe când aici e clară treaba. Pe măsură ce îi dai, începe și trece din efect CVT întrept în efect al unor rapoarte fixe de turație. Și asta înseamnă eficiență până la urmă. Start-stop-ul îl văd integrat exact ca la Peugeot 5820 HD, adică cu un sistem microhibrid în care ai 12V, doar că e folosit strict pentru a porni motorul și mașina nu e cotată neapărat ca fiind mild hybrid sau microhibrid. Cert este că pornirea nu se petrece cu tâgâdâm din ăla clasic, adică face prr și a pornit direct. Da, ușor, foarte ușor se simte. Nu-ți dai seama, deși majoritatea probabil o să tindă să-l inactiveze. Și aici unde drumul e mai întins, observ o ținută de drum destul de bună, însă e o mașină bărcoasă, adică bună raportat la clasa asta de confort. Nu e rigidă, ceea ce e important pentru genul ăsta de mașină, dar cu siguranță o vei simți destul de deșelat, așa bărcoasă, mai ales la manevre din astea de virare bruscă, are un eco, așa să spun. Deși, sincer, talismanul de 1.5 pe care l-am testat mi s-a părut mai bărcos decât mașina asta. Ce talisman are însă proprietarul de 1.6 200 de cai benzină, e mai închegat decât asta, pentru că e o mașină cu cai mai mulți, se simte mult mai intens din punctul ăsta de vedere și chiar cred că îi se potrivește motorul ăsta, deși în lume și pe prima generație și pe a doua puteai să pui motorul și poți în continuare la această mașină, dar nu în Europa, motorul QR25 de Nissan, care este un 2.5, 4 în linie, de vreo 170 de cai, 177, care e foarte relaxat, funcționează fiabil. Tot de 2.5 a avut Infiniti de la Nissan un V6 de 2.5, care era oricum altă mâncare de pește. Și per total, și ăla mi se părea un motor potrivit, însă fiind de generație mai veche, astea de 2.5-4 în linie, sigur ar fi fost mai setoase decât această mașină. La fel ca la Kadjar și, nu, de fapt ca Arcana și cu Captur, sistemul ăsta de alertă în frână, adică, de exemplu, în momentul în care tu te uiți în față și vede o mașină, îți zice în câte secunde oprești până la zero. Și de asta, pe măsură ce stai foarte aproape de mașinile din față, se va constata o culoare diferită în bord. Ia, să vedem dacă se aplică regula aia când ai SUV, dacă te lasă lumea să te încadrezi. Nefiind însă un SUV nemțesc, n-ai aceeași prestanță. Dacă ești cu un X6 sau un GLS, te va lăsa lumea să te încadrezi. Da. Dar oricum, o mașină mișto. Adică, cred că ar trebui să începem să apreciem mașinile pentru ceea ce oferă ele concret, nu pentru siglă. Pentru că s-ar putea ori să ai dezamăgiri, ori niște revelații. Adică să zici, are nou un pișat
și să te urci în el și de fapt să-ți placă poate mai mult decât o mașină premium, sau să ai niște așteptări de brand, să-mi iau GLC, să zicem, care mie personal chiar îmi place ca mașină, și să nu-ți placă și să fii mega nemulțumit de el și zici, bă, băga-mi și picioarele că uite, e Mercedes, dar eu nu mă regăsesc în el. Săraca mașină n-are nicio vină, dar nu-ți transmite ție ceva anume. Și atunci cel mai bine este să faci test drive, să te uiți la ea și să o alegi pentru ce reprezintă, indiferent de sigla pe care o are. Evident, contează și marca, nu doar pentru ce îți transmite brandul, prestigiu, ci și pentru partea de servisare din spate, pentru, știu eu, ușurința cu care găsești să faci revizii, costurile acestor revizii, chestiuni de exploatare. Chiar vorbeam cu proprietarul unor mașini multiple pe care o să le iau la filmat, că el personal e nemulțumit de GLC pentru că, de exemplu, dacă n-ai acumulatorul original al mașinii și pui un aftermarket de calitate identică, nu funcționează testerul STAR pe mașină, nu poți citi erorile. A avut un burduf de planetară transpirat și teoretic ai zice, cât poate să coste o schimbare de burduf? La Mercedes nu se chinuie cu desfăcut tripod, de schimba burduf, pus vaselin. Nu, altă planetară, 4700 de lei. Și spune, bă, am ajuns la mașina aia să dau pe niște operațiuni de mentenanță simplă, gen, nu știu ce colier de la furtunul de antigel e slăbit, 10.000 de lei, că a trebuit schimbat tot radiatorul, tot cu pompă și curea de accesorii. Adică niște probleme cumva care nu țin de mașină, ci de interacțiunea cu servisul. Și aici ține până la urmă de, și de noroc și de o documentare în prealabil. Adică e bine să faci sondajele astea înainte să iei o mașină, să te uiți pe forumuri, să te uiți la atelierul de detailing și la celelalte canale, ca să vezi efectiv chestiile astea concrete. Dar uite, la mașina asta ceva interesant și parbrizul. Poate fi încălzit și este încălzit la această mașină, dar proprietarul zicea că pentru care garaj nu prea îl folosește, oricum așa a luat mașina. Și logica pentru care au achiziționat această mașină e că au vrut ceva mare și care să aibă un motor existent. Acest M9R având deja mai bine de 12 ani în activitate, chiar dacă în fiecare sezon a primit câte ceva în plus, cum a fost treaba asta cu clapetele disociate, înainte era una singură, BGR-ul cu răcitor în față, pe urmă intercooler-ul în admisie, geometria variabilă cu motor electric, nimicuri de-astea, dar motorul e ăla, acolo, existent. Și prin acest lucru, practic, s-au asigurat că e o mașină, că e o mașină fiabilă și până acum se pare că e ok. Își propun să facă reviziile la un an și 15.000, să vedem, trece ceva cu compresor. Un chargerică sau doar un roof scoop, nu știu dacă chiar e Hellcat, posibil să fie totuși, nu l-am auzit oricând. Da, e mișto mașina, chiar e drăguță pe partea asta. Pilotul adaptiv, ia să vedem cum merge, tempomat. Geamuri tempomate, am auzit anunț pe OLX și cu termopan adaptiv la mașină în loc de tempomat. Aici, deci este clonă. Cu Arcana mai devreme am întâlnit exact cineva care mergea cu 30 la oră pe aceeași bandă, crunt de încet. Ce îmi place la mașină prin CVT-ul ăsta este că nu e niciodată între trepte și nu este gălăgioasă. E bine antifonată, e și mașină mare și pur și simplu când vrei să-i dai mai tare, nu prea vede mai mult de 2500-3000. Evident, dacă pui pedala la podea, orice transmisie, inclusiv un DCT, schimbă în a doua din a noua sau a șaptea, câte trepte are, se turează blană. Dar așa cum e asta, de exemplu, la 100 la oră mergi cu 1500 și un pic de rotații pe minut. Și chestia asta ne arată că merge bine. Ia să vedem. Îl pun și eu pe o viteză de asta mare. Dacă pun semnal și mă încadrez pe bandă. Zici că jucăm Tetris. Da, mi-a plăcut, însă că frânează progresiv. Nu e brake slammer de la să frâneze brusc. Și menține destul de ok distanța. Dacă, de exemplu, pun semnal și ies din schemă, va accelera în continuare destul de moderat. Nu trece de 1500-2000 în intervalul ăsta. O să zic că sunt ok. Dar îmi place Tetris-ul ăsta, ia să vedem dacă îi dau resume. Dar aici ar fi prea din scurt manevra să intru la mașina asta.
Să încerc la Volvo ăsta, că e drăguț sunetul ăla. Cred că atunci când ai o diferență de viteză mai mare, sună mai activ, așa. A schimbat-o treapta acum cum ar veni, adică merge puțin mai în palierele alea. Dar e bine antifonat, deci aproape că n-auzi deloc un șuierat, auzi nici măcar anvelopele. Și motorul diesel mai mult îl percepi sub forma unei vibrații. Ați văzut, de exemplu, când ești în club și cântă o chitară bas, tu n-auzi fix basul, auzi o vibrație, o simți în piept. Cam așa e și motorul aici, nu-l percepi auditiv, ci mai mult senzorial, e o vibrație specifică. Clar, avantajul unui motor pe benzină mare ar fi silențiozitatea, da? Nu s-a montat V6 pe ăsta, numai că mă gândesc că motorul ăla de 2.5 e mai silențios, dar cu siguranță consumă mai mult. Și în linii mari, fiind o mașină mare, dacă tu îi dai să sară pe autostradă, sunt destul de multe șanse să vezi cifre, poate și peste 10. Dar ne arată computerul că la un mers preponderent extraurban, având o medie de 50 de km pe oră pe 8.000 și ceva de km sau cât are, este la 7.1 consumul, ceea ce nu-i rău deloc. Adică se potrivește oricum. Nici n-ai putea să alegi altceva, că e unica motorizare până la urmă. Dar nu-i cea mai dinamică mașină, dar e suficient de ok. Adică dacă vrei să faci o depășire, simți cum poate puterea asta e chiar prea mare pentru o punte. Noroc are tracțiune integrală. Și contorul ăsta chiar ne arată repartiția asta de cuplu, care mi se pare o treabă foarte utilă. Ar trebui ca, uite, de exemplu, Audi 4 Ultra sau toate mecanismele astea tip Haldex să ne arate în bord procentajul de cuplare. Să știi și tu așa, ca fapt divers, când supraîncarci acel mecanism, când îl abuzezi, să spun așa. Deci în oraș proprietarul spune că în general la mersul lui, la orele la care merge, cam 7.5 consum. E clar că poți să sari de 10 și cu el, dar e un motor care are gestiune bună de resurse și cred că la treaba asta ajută și transmisia asta CVT, care chiar este un CVT, nu e CVT sau alte sisteme. Sunt curios dacă... Și ce mai îmi place la mașina asta este că are o rază de bracaj destul de bună, care ți este amplificată și de senzația de rotație a volanului, care este destul de consistent, așa și are multe ture. Și am încheiat testul în condiții foarte bune, zic eu. O mașină care îmi place. O recomand pentru ca alternativă, deși recunosc că la banii ăștia primești multă mașină. E mare, ai dotări. Dar dacă vrei ceva mai fancy așa pe partea asta de interior, s-ar putea să nu-ți placă infotainmentul ăsta, mai ales că nici nu poți să-i faci alte upgrade-uri viitoare. Dar trebuie să recunoaștem că e confortul de partea aia aici prima zi. Adică are masaj, are ventilație, are încălzire, inclusiv în spate. Stai bine în ea. N-are memorii la scaun și fițe din astea, dar nu știu dacă-s neapărat necesare, așa că eu nu zic că... E o mașină de luat în calcul, dacă vrei spațiu. Poate nu-ți place prețul de la un vag stil Kodiaq, Tarraco și așa mai departe, dar acolo găsești mai multe motorizări. Găsești inclusiv variante RS de 200 și ceva de cai și diesel și benzină. Ai motoare de 2.0 TDI, 2.0 TSI în diverse trepte de putere. Ai și plug-in hybrid, deși la un moment, ultima dată când am verificat, nu se mai putea comanda. Deci ai mai multă versatilitate decât la ăștia. Dar cu siguranță primești multă mașină. Adică la Mercedes ai asemenea dotări și confort, trebuie să plusezi niște 20-30 de mii probabil. Ce părere aveți? În zona de comentarii.